Am atâtea emoții și sunt un om foarte fericit. De obicei am fost fericită, dar astăzi sunt nici nu cald pe pământ de fericire, pentru că uitați-vă ce este aici. Asta cred că spune ceva și mulțumesc organelor locale. Nu am niciun interes că nu mi-a nimeni țoclu, dar ne-a înleznit o zi minunată care ne revedem și retrăim tinerețea. Este o zi minunată, sunt fericită, zbor! Simțiți că și Nea Gicu este aici? Da! Dacă, eu am considerat că dacă Gicu nu ar fi fost lângă mine, întâi Dumnezeu, că fără el nu puteam să fac nimic, și al doilea rând Gicu, care sunt convinsă că astea erau zilele lui și așa cum îi vedeți aici, erau și voi cred că mai știți că mai participați, era o zi minunată pentru el. Ne bucurăm noi și cred că de acolo și el se bucură. Domnul prefect, ați adus oameni importanți astăzi aici la Fitești pentru Mâlei Domnului. Sunt foarte bucuros, foarte mândru în același timp că avem astfel de argeșeni. Ați văzut, sunt componenții echipei campioane FC Argeș 71-72, 78-79, o parte dintre ei nu mai sunt printre noi, așa că este momentul să ne aducem aminte de toți. Sigur, Nicolae Dobrin, liderul generației, cel mai mare fotbalist, în opinia mea, român al tuturor timpurilor. Vreau să vă spun că sunt foarte bucuros că am reușit să creăm acest moment. Este momentul dumnealor, vedeți și dumneavoastră cât de bucuros sunt să se revadă și mai ales generația cei mici care sunt alături de noi, echipa campioană de la școala numărul 11, de la școala Nicolae Dobrin, sunt aici și își vor lua repere și modele. Sunt extrem de bucuros, acest proiect Argeșen Valori Naționale va continua în fiecare lună și sunt convins că vom avea și avem mulți argeșeni care merită să fie elogiați la momentul acesta. Sunt două aspecte. Atunci când vii la Pitești și mai ales pe stadionul Nicolae Dobrin, clar îți aduce aminte de marele Gicu Dobrin. Pe partea cealaltă, întâmplarea face ca eu să fi fost o perioadă imediat după Revoluție, la începutul anilor 90, să fi fost component al FC Argeșului și de asta spun că se mai și încrucișează amintirile vis-a-vis de echipa de fotbal și întâlnirile pe care le aveam cu Nea Gicu Dobrin. Emoțiile sunt mari atunci când vorbești despre dânsul, fiindcă eu îl consider așa cum grecii își iubeau anumite persoane care după aceea deveneau zei, așa pot să spun și eu că pentru mine Nea Gicu Dobrin este un zeu al fotbalului românesc. În rest, să vedem evenimentele cum se desfășoară, iar personal, fiind în cadrul Federației Române de Fotbal la departamentul de scouting, sper în acțiunile care le vom face în Argeș să descoperim jucători care să ajungă la valoarea dânsului sau altor jucători care au plecat de pe meleagurile dumneavoastră și au ajuns staruri atât în echipa națională cât și în echipele lor de club. În primul rând, Gicu Dobrin a fost, este și va fi un fenomen. Dacă Gicu ar fi trăit, un fotbalist nepereche, am spus-o totdeauna, deci un fotbalist unic, inegalabil, deci cât timp va fi națiunea română, nu va fi fotbalist ca Gicu Dobrin, niciodată. Pe lângă faptul că a fost un fotbalist genial, un tehnician nepereche, Gicu Dobrin a fost un om de suflet uluitor. Deci a fost în... Eu știu foarte bine, a fost foarte bun prieten. Săream gardul ca să văd meciurile când era Găscanul, era erou al națiunii fotbalistice. Și spun, am devenit prieten și am scris două cărți despre el de suflet. Gicu rămâne unic și un regret îl am, că dacă Gicu ar fi trăit astăzi, în mod sigur Piteștiul avea echipă din prima ligă. Este tulburător de trist. Echipa FC Argeș să nu existe, mai ales că a format un asemenea geniu fotbalistic. Gicu rămâne în conștiința tuturor, dovadă că și acum este multă lume. Deci, indiferent cum, Gicu rămâne în conștiința noastră, în inima, în sufletul nostru și faptul că lumea nu l-a uitat, nu-l uită, spune enorm despre ceea ce a însemnat Gicu ca fotbalist, ca performer, ca om. Cu ce gânduri ați venit astăzi aici la Pitești? Când vii la Pitești nu poți decât
decât un singur gând să ai. Nicolae Dobrin. Astăzi la Pitești este o zi magică. Este o zi în care Piteștiul merită toată prețuirea pentru acest gând bun de a ne onora legendele. Când vorbești despre Dobrin, vorbești despre o istorie a fotbalului românesc, vorbești despre piscurile unui fotbalist legendă, cel mai nedreptățit fotbalist român, un Hamlet al fotbalului nostru, și spun aceasta pentru că în 27 februarie 2007, acel an nenorocit, Dobrin mi-a fost invitat de preț la emisiunea Idol și Legende la Telesport, alături de marele Ștefan Iordache, un Hamlet veritabil al scenei românești. Ei, de atunci pentru mine Gicu Dobrin înseamnă Hamletul fotbalului românesc, unicul Hamlet al fotbalului românesc, cel mai nedreptățit. Guadalajara este un exemplu. Unicul partid perfid i-a blocat drumul la Madrid, unde istoria s-ar fi scris cu totul altfel pentru fotbalul nostru dacă Gicu Dobrin ar fi jucat unde merita să joace, la Real Madrid. Luna viitoare îmi va ieși un volum Ambasadorii mei din Olimp, dedicat, poeme dedicate marilor glorii ale sportului românesc. Unul dintre poeme este dedicat lui Dobrin, care se încheie cu un postscriptum. Mulți se întreabă, a fost sau nu cel mai mare fotbalist român? Pentru mine a fost și rămâne. Postscriptumul, 8 iunie 2016, Biblia Gazetăriei Sportive, L'Echipe, scrie Dobrin, cel mai valoros fotbalist român din istorie. Cu asta am pus punct, restul e tăcere, Hamlet. Mă zbat între lacrimă de tristețe și lacrimă de bucurie, văzând că Piteștiul nu-și uită gloriile, și lacrima de tristețe, de imposibil, se datorează și faptului că Piteștiul nu mai are o echipă de fotbal. Așa cum au știut astăzi să creeze acest moment unic, cred că forțele locale ale Piteștiului, ale orașului lui Dobrin, vor face totul ca Argeșul să înceapă să redevină acolo unde este locul în lojia de aur a fotbalului românesc. Ce gânduri, fără cuvinte. Este impresionant ce vedem cu toții astăzi, niște legende, niște minune ale fotbalului. Am emoții când îi văd, pentru că mi-am petrecut copilăria în jurul acestui stadion, cu monumente extraordinare din punct de vedere al fotbalului. În ceea ce privește pe magician, toată lumea știe că e unic și, după părerea mea și a multora, cel mai bun produs al fotbalului românesc și unul dintre cei mai mari fotbaliști, poate cel mai mare și din lume. Momentele acestea ne obligă și acum când te gândești, parcă am și emoții să vă vorbesc, dar suntem extrem de preocupați, o spun la modul cel mai sincer, să facem tot ce putem să mișcăm un pic fotbalul, care nu este acolo unde trebuie. S-au pierdut niște timp, s-au pierdut niște pași din bunele intenții, în sensul că echipa nu mai fac o istorie, a fost dată către un finanțator din bunele intenții, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, timpul nu este trecut, nu e foarte târziu. Piteștiul are pasiune pentru fotbal, de aceea trebuie să facem mult mai mult decât am făcut. Și vom face. Ținem de echipa noastră, am avut o discuție și cu reprezentanții fostului FC Argeș 1953, să căutăm o colaborare pentru a duce o echipă, atât câte putem să ducem și câte permit, așa cum permite legea, cât mai departe, cât mai sus, pe de o parte. Iar pe de altă parte, să facem toate eforturile pentru dotări și pentru a realiza stadionul Nicolae Dobrin, pentru a reabilita din temelii. Se va întâmpla lucrul ăsta, probabil în 2-3 săptămâni vom avea proiectul, îl vom prezenta tuturor și ne apucăm de treabă, pe procedurile legale, evident. Nu în ultimul rând, vă spun la modul cel mai corect, am spus și la conferința de presă data trecută, că avem în atenție să punem la punct și centrul de juniori Nicolae Leon Teanovski, care are nevoie de intervenție, de reparații, reabilitări. Cu alte cuvinte, niciun efort nu este prea mic, pentru că ceea ce s-a întâmplat și ce vedem acum ne obligă foarte mult. Cu ce gânduri la acest eveniment legat de Dobrin, prima dată? În primul rând cu emoții mari, pentru că este prima oară
Mă bucur foarte mult că mi-am văzut o parte din colegi, antrenori, au fost alături de acest eveniment nemaipomenit pe care astăzi am putut să-l organizăm. Sigur că este dureros că suntem doar în divizia aceasta, îi spuneam și domnului prefect și domnului primar, dar poate că pe viitor lucrurile se vor schimba și fotbalul argeșan va redeveni ceea ce a fost. Cea mai mare pepinieră, părerea mea, a fotbalului românesc. A dat în ultimii ani, și vorbesc din statistici, foarte mulți jucători, atât la Steaua, Dinamo și echipa națională. Ne lipsește lucrul ăsta și sperăm ca în următorii ani să mai apuc să mai văd un meci de prima ligă, ești cel puțin, dacă nu cupe europene. Ce sentimente te încearcă, iată, când calci iarba stadionului pe care ai scris și tu o pagină de istorie? Tremură puțin genunchii, sincer să fiu. Este un sentiment foarte plăcut. Am foarte multe amintiri după acest stadion. Am jucat 6 ani în prima ligă, nemaipunând momentele superbe de la copii și juniori, Arii Pitești, FC Argeș. Sigur, sunt momente frumoase, numai că mi-aș dori pe viitor alți copii pe care avem în comune, județul, Argeș, oraș, indiferent unde, să pășească pe drumul pe care eu am pășit. Mi-am realizat totul, familie, tot am realizat datorită fotbalului, un lucru minunat. Și sigur, deja campania de duminică pe care am început-o cu Belo, vom continua la Bascov. Sper să descoperim copii buni, talentați, să le dăm o șansă, șansă pe care am avut-o și noi și ne-au dat-o la timpul respectiv alți profesori de sport, oameni implicați, cu suflet și tot ceea ce trebuie ca să ajungi unde am ajuns eu. Sigur că vom alege un copil, dar asta nu înseamnă că nu vom monitoriza mult mai mulți. Luăm cel puțin la Moldova Nouă o listă de vreo 25 de jucători pe care vom monitoriza până la 14-15 ani, când vom putea să-i aducem în centre. Pentru că degeaba descoper un copil de la mine, de la țara, de la 20 de kilometri, dacă nu pot să-i ofer cazare, masă, educație și să am grijă de el. Pentru că îl vom pierde. În următorii 2 ani, cu siguranță, se va pierde, chiar dacă este talentat. Asta va trebui să punem la punct. Iată că, în ciuda stării în care e fotbalul românesc, avem două echipe calificate în UEFA. Cum comentezi? Este foarte frumos. Ceea ce a realizat Șumudică este unic împreună cu acești băieți minunați. Asta înseamnă să-ți dorești cu puțină șansă și în momentul când îți dorești, este imposibil să nu realizezi ceva. Jos pălăria pentru băieți, jos pălăria pentru calificare, atât Steaua cât și Astra. Indiferent ceea ce vor face în cupe europene, cu ceea ce se confruntă sportul românesc, eu cred că este o mare realizare, în special pentru fotbal.